Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să vedeți miracol la Vama Nădlac. Încasările din ultimii 2 ani ale CNAIR, de fapt din ultimii 2 ani și 8 luni de anul ăsta, au crescut ca făt frumos, 2200% în 2020 față de 2019. Cu cât? Și cu 3200% în 2021 față de 2019. Deci au crescut de 22 de ori și de 32 de ori. Cred că am făcut corect. Deci vorba în principal, ca să înțelegeți care e treaba cu Vama Nădlac și CNAIR, sunt sume încasate de compania de drumuri la Vama Nădlac prin taxarea transportatorilor de mărfuri. Conform legilor în vigoare, câte 1000 de euro pentru fiecare camion care tranzitează vama și nu provine dintr-o țară a Uniunii Europene. Și CNAIR înțeleg că încasează banii ăștia. În 2019, CNAIR a încasat 123.000 de lei din autorizațiile de acces pentru transportatorii de mărfuri. În 2020, încasările au explodat la 2,7 milioane de lei. În 2021, la 3,95 milioane de lei. Frumos, a? Iar aceste creșteri explozive de încasări au avut loc în context pandemic, când circulația era oricum mai redusă ca de obicei, înțelegeți. Și întrebarea e, dar ce s-o fi întâmplat? Ce să vezi? Mai țineți, era o piesă de teatru, efectul razelor gamma asupra anemonelor. Da. Ăsta este efectul razilor DNA asupra anemonelor de partid și de stat de la PSD Arad. Poate vă amintiți că în toamna anului s-a trecut destul de repede peste acest eveniment, care mie mi se pare istoric. Dar noi ne amintim. Cred că ar trebui să mai vorbim despre asta mai des. În toamna anului 2019, procurorii anticorupție au demantelat o foarte întinsă rețea de corupție care avea rădăcini chiar în sediul județean al Partidului Social Democrat și prin parlamentarii partidului în Parlamentul de la București. Astfel, la CNAIR Arad, mai precis la direcția DRDP, Direcția Regională de Drumuri și Poduri, erau numiți șefi prin decizia politică a partidului, așa cum se întâmplă peste tot, în structurile de stat din țara asta. Și nu doar de la PSD. Să fim corecți. Nu e vorba doar de PSD, ci practic de la toate partidele care trec pe la guvernare, sau dețin majoritatea în consiliile județene, sau în consiliile locale, adică oamenii își fac numiri de la partid. Nu contează dacă e competent, contează dacă e de-al nostru sau nu. Bun, în cazul ăsta a fost de la PSD. Procurorii au strâns dovezi că mai mulți parlamentari PSD de Arad, 2 deputați și un senator, plus lideri politici locali cu funcții în Consiliul Județean, organizaseră un sistem de angajări pe șpagă prin fraudarea concursurilor în diverse structuri locale, inclusiv la DRDP Arad. Erau mai multe locuri, dar aici ne interesează. Acești impostori băgați în sistem prin fraudă și șpagă plăteau rețelei sume cuprinse între 5 și 10 mii de euro ca să fie angajați, ca să ia concursul, să fraudeze concursul. Dar ulterior, nu se termina aici, că dacă ești în mafie, după aia trebuie să plătești constant. Da. Ei mai plăteau și o taxă lunară de protecție. Uneori, direct la caseria filialei județene a partidului, fiind vorba de sume cuprinse între 500 și 1000 de euro lunar. Pe post de donații. Da, plus contravaloarea unor cheltuieli ocazionale cu anumite evenimente de partid. De unde făceau rost acești domni și doamne de bani pentru taxele de protecție? E, cum de unde? Din mita luată la graniță de la șoferi, care se transmitea apoi ierarhic pe lanțul de partid. Să luăm un exemplu. La jumătatea lunii octombrie 2019, DNA comunica următoarele. Citez. Spre exemplu, zice atunci DNA, pentru a oferi protecție, în perioada 2016-noiembrie 2019, inculpata Miuțescu Elisabeta ar fi pretins și primit de la o persoană având funcția de controlor de trafic, martor în cauză, suma totală de 19.300 de euro. O singură persoană. Ne-am încheiat citatul. Doamna Miuțescu era în perioada respectivă un simplu biet funcționar public, angajat la Agenția de Control și Încasări de la Nădlac, punct de lucru al DRDP Timișoara. La percheziția pe care i-au făcut-o la domiciliu, procurorii DNA au fost lui să descopere, printre multe altele, inclusiv, cum să zic, o găleată de ceasul Rolex. 14 Rolex-uri, mai precis, o găletușă. Păi un hobby. Da. Măcar o femeie cu bun gust. Mai colecționa și alte lucruri. O altă parte a investigației a arătat că aceeași doamnă de la control și încasări dețin un număr uriaș, uriaș. E o prosperitate.
de proprietăți imobiliare. Pe numele ei erau atunci numai puțin de, citez, 78 de intrări distincte în cartea funciară pentru proprietăți imobiliare, adică terenuri, apartamente, case dobândite după 2012. Mamă! 78 de orice poate fi acolo. 70, da, poate să fie și numai garsoniere dacă ar fi. Da. Bun, procesul continuă, merge cam greu, asta e, vedem ce e. Și evident, în astfel de situații, procesele merg cam greuți. Vestea bună este totuși să reținem asta, că au crescut încasările cu 3200%, nene, de la 123.000 de lei pe un an la 3,95 milioane de lei, după ce a fost demantelată rețeaua. Deci da, asta este vestea bună. Vestea proastă e că au crescut doar într-un loc. Adică ce o fi prin alte părți, Dumnezeu cu mila. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.